Reducerea ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă și până la 4 litri de apă minerală de persoană sunt doar câteva dintre măsurile ce trebuie luate de angajatori în zilele caniculare. Angajatorii olteni care nu au respectat aceste reguli au fost sancționați de inspectorii de muncă în urma controalelor efectuate săptămâna aceasta. Am depistat 10 deficiențe, în general legate de neacordarea apei minerale prevăzută de lege în cantitatea prevăzută de lege, respectiv de la 2 la 4 litri. 14 agenți economici din construcții, agricultură, confecții metalice și vulcanizări au fost verificați. Inspectorii de la ITM au aplicat 10 sancțiuni și au dispus 48 de măsuri pentru remedierea neregulilor găsite. În cazul în care măsurile care au fost dispuse nu se vor realiza, se vor face din nou controle și se vor aplica amenzile contravenționale prevăzute de lege. Angajatorii care nu respectă prevederile legale riscă amenzi între 1.500 și 2.500 de lei.